Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă invit la încă o ediție a emisiunii Euroferma. Iar astăzi vorbim despre pomicultură și viticultură. O avem alături pe doamna Daliana Ast. Câteva cuvinte despre ce înseamnă în portofoliu Nufarm pomicultura și viticultura. Bună ziua, vă spun și eu și dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii Euroferma. Sunt onorată să fiu astăzi aici în ferma Eurofruct. Este o fermă senzațională. Pentru Nufarm este o prezență în premieră în acest proiect alături de Naturevo. Nufarm a reușit să integreze în programul tehnologic al Naturevo produsele Nufarm, produsele pe care Nufarm le are pe piață pentru acest segment, segmentul horticol, de câțiva ani. Sunt niște loturi demo senzaționale, atât pe măr, pe viță de vie, cât și pe prun. Domnule, noi ne-am întors împreună cu echipa dumneavoastră la Eurofruct, la nici o lună și jumătate distanță. Care este scopul și ce ați vrut să le spuneți de data aceasta, nu doar presei, cum ați făcut data trecută echipa, ci mai ales celor prezenți, fermierilor prezenți? Noi astăzi am vrut să demonstrăm că se pot face programe integrate pentru agricultură cu produse de la diferiți fermieri, respectând toate celelalte principii ca să se obțină producție corectă și bună în condițiile schimbărilor climatice. Cum la Eurofruct lucrăm de vreo 5 ani cu ei și de fiecare dată am adaptat tehnologiile, de data aceasta am introdus în tehnologiile noastre, Naturevo, produse de la firma Nufarm. Emisiunea Euroferma este din nou în vizită la Eurofruct, iar de data aceasta îl avem alături de noi pe domnul Viorel Lefter. Este inițiatorul și creierul, cel care a dat de altfel și dragostea pentru horticultură fiului său, Bogdan Lefter. Bună ziua, domnule Viorel Lefter! Sărbună, bună ziua! Vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră și sunt sigură că telespectatorii noștri vor avea ce învățat din ceea ce ați realizat dumneavoastră aici și am înțeles că nu doar aici. Spuneți-ne câteva cuvinte despre începuturile acestuia. Deci începuturile la Eurofruct sunt de acum 8 ani, când noi am preluat o fost plantație a IAS-ului de la Bujorul de aici. Printr-un program de dezvoltare am realizat această plantație, care aproximativ are 100 de hectare livadă de pomi și 20 de hectare viță de vie pentru soiuri de masă. Deci, după cum vedeți, gândirea noastră a fost deodată să realizăm producție de fructe proaspete și struguri proaspeți pentru consum și valorificare în stare proaspete și păstrare. Pe dumneavoastră am să vă întreb despre secretele horticulturii, pentru că dacă pe Bogdan l-am întrebat despre cum a început, unde a ajuns și ce vrea să facă, sunt convinsă că la dumneavoastră sunt secretele. Haideți să vorbim un pic despre vița de vie. Deci, vița de vie este o specie care se dezvoltă în areale de cultură, se cunoaște acest lucru. Noi suntem în Podgoria Bujorului, deci pe partea superioară a teraselor prutului, și sigur că condițiile climaterice sunt la limita normală a rezistenței viței de vie la condițiile climaterice, dacă ne referim la înghețurile din timpul iernii, mai ales că în ultima perioadă sau în decursul anilor, sunt numai anumiți ani când se întâmplă acest lucru, adică îngheață butucii și chiar corzile viței de vie. Noi am studiat acest lucru, de fapt, de la înființarea plantațiilor, atât de vii cât și de pomi, trebuie să faci studiu climateric. Printr-o analiză a condițiilor climaterice din această zonă și a favorabilității soiurilor, am realizat structura de soiuri la vița de vie, în care ați văzut că noi avem plantații, majoritatea soiurilor sunt românești. Adică Victoria, soi obținut în România, dar care este omologat în Italia, nu știu de ce. Și celelalte soiuri, Tamina, care este obținut la Bujorul, la stațiunea Bujorul, și, bineînțeles, 2 hectare, aproximativ 3 hectare de viță de vie cu Italia. Aș ruga să le spuneți telespectatorilor cum ați ales dumneavoastră să vă protejați viile de îngheț. Deci noi, de la începutul, de când am proiectat cordonul viței de vie, făcând un studiu al formelor de conducere a viței de vie în România, am ajuns la concluzia că această viță de vie trebuie condusă ca soie de masă la înălțimea cordonului de un metru.
pentru ce am ținut acest, deci un metru, pentru că de la 80 cm de la nivelul solului, prin studierea modului de a crește temperatura față de nivelul solului, de la 80 cm se consideră că crește temperatura în timpul iernii cu un grad. De la fiecare 10 cm crește cu un grad. Legat de celelalte treburi, tot această înălțime ar conduce reviții de vii pentru soiuri de masă, mă refer, influențează asupra modului de coacere și de, de orientarea strugurilor spre razele solare. Pentru că el trebuie să primească multă lumină, să coloreze și, bineînțeles, să realizeze producții de calitate și cu posibilități de consum plăcut. Legat tot de acest proiect, legat de vița de vii, noi, la ora actuală, eu mai coordonez un alt proiect, tot pentru vița de vii, soiuri de masă la Huș, în Podgorea Huș, unde vom face, avem 10 hectare acum, vom mai planta încă 40 de hectare cu soiuri apirene, dar înălțimea butucului la 1,20 m. Mai înaltă. Mai înaltă, pentru că este sistemul de conducere Les Moser bilateral, cu rezistență sigură la aceste temperaturi scăzute. Și cu orientare sau zona cea mai favorabilă pentru ca să primească radiațiile solare și radiațiile solului strugurile, încât el să coloreze și să ajungă la maturitate în mediul optim. Legat de vița de vie, mai ales că la ora actuală există concurența pe piață. Noi, România, suntem concurați, bineînțeles, strugurii care vin din Grecia, vin din Turcia, țări care sunt cu temperaturi mult, realizează temperaturi mult mai ridicate de la noi și ajung la maturitate practic soiurile lor de struguri mai înainte decât noi. Dar noi, într-un convier de soiuri, alegem soiuri timpurii, cu coacerii care să fie înaintea soiurilor, dacă se poate chiar a soiurilor care vin din Turcia, care ne concurează, dar nu m-aș referi numai la acest lucru, m-aș referi la calitatea lor. Deci noi căutăm să realizăm o calitate deosebită și să fie la satisfacție și la bucuria oamenilor care să-l consume și să vadă în aceste mari marketuri, să-i atragă atenția strugurilor noștri și sunt produși în România și sunt cu adevărat struguri de calitate și cu gust și cu aromă plăcută. A spus foarte frumos în vie că ar fi foarte bine să nu fim doar producători și că ar trebui deja să învățăm secretele vânzării. Haideți să vorbim despre la ce v-ați gândit. Eu m-am gândit la acest lucru pentru că nu este totul să produci. Nu este numai să produci, ci în primul rând trebuie să știi ce să produci, cât să produci și pentru ce produci. Dacă răspunzi la aceste întrebări, sigur că de la înființarea plantației știi exact. Exact, distanța între rânduri, distanța între butuci pe rând, fielul soiului care le realizez și după aia chiar prezentarea lor. Încât la ora actuală, chiar prin programele de reconversie, este obligatoriu să realizeze un contract de colaborare între producător și cel care vinde. Dar de ce m-am referit? Că eu nu-i suficient să fiu tehnolog, să fiu numai un manager de producție, ci trebuie să fiu în același timp și un vânzător. Eu trebuie să vând producția, eu trebuie să o realizez, eu trebuie să știu ce trebuie să realizez. Pentru că aceasta este meseria noastră și dacă nu ai eficiență, nu ai satisfacții, nici satisfacții, eu știu, morală și satisfacția mai ales materială. Pentru că dacă nu ai eficiență economică, nu poți să-ți continui activitatea. Ați vorbit foarte frumos despre ambalarea produselor. Da, am văzut acest lucru pentru că o perioadă în viața mea m-am ocupat în mod special de piață, fiind ocupându-mă de trustul de dezvoltare a horticulturii la județul Iași, 8 ani în viața mea. Și eram obligat aproape să văd în fiecare zi piața. Și la ora actuală am rămas deformat din acest punct de vedere. Și de asta mă duc în toate marile magazine, mari marketuri și la piață să studiez cum este marfa prezentată, ce calitate are, ce cumpără oamenii, dacă se bucură sau nu se bucură. Și de asta am vrut să vă spun că trebuie să prezentăm strugurii. Am văzut că se ciupesc, de exemplu, boabele. Oamenii din curiozitate ciupesc boabele de struguri. Și de asta mă gândesc la o nouă prezentare a produselor noastre românești cu care să arate producătorul, să arate calitatea, eticheta în care să arate soiul și chiar cu ce tratament s-a aplicat și dacă conțin sau nu substanțe nocive.
dar mă referam la prezentare, deși aș vedea strugurii să prezinte într-o plasă frumoasă de, eu știu, sintetic, individual, cu etichetă. Aș vedea mărul prezentat individual, cireșele prezentate la casolete și tot așa încât să fie unități de vânzare, cum și celelalte produse în piață sunt, eu știu, carnea, brânzeturile, sunt prezentate în diferite forme. Și de asta m-am gândit că produsele horticole ar trebui să fie prezentate la fel. Cred că nicăieri, ca în agricultură, nu se vorbește despre momentul potrivit, de timpul potrivit și despre rotație. Vorbim aici despre rotația culturilor, ci neapărat despre rotația tratamentelor. Sunt foarte multe tratamente, iar cei de la Naturevo chiar țin sub control foarte bine livezile și vița de vie a celor din partea aceasta de țară. Ne-am întâlnit împreună cu produsele dumneavoastră și la Sâmburești, iată că de data asta suntem în Târgu Bujor. Așa este. Care sunt aici principalele produse care au, să spun așa, au încântat și au ținut sub control sănătatea? În primul rând, am constatat că au atras atenția produsele noastre care au omologare pentru culturile bio. Este vorba de cele două fungicide pe bază de cupru, CEM77VG și Cuproxaflowable, dar mai ales insecticidul biologic pe bază de Bacillus thuringiensis, Bactospain. Au fost foarte încântați să constate că au deja în Bactospain o alternativă la culturile bio de viță de vie. Câțiva dintre fermierii, dintre viticultorii din Vrancea au fost chiar foarte fericiți că în sfârșit au soluția pentru combaterea dăunătorilor în vița de vie, un insecticid biologic. Cum acționează acesta? Este un larvicid, este comparabil ca și efecte, dar sigur că da, dacă se aplică în condițiile recomandate, în doza recomandată și la momentul, că spuneam că este foarte important când și cum aplici tratamentul, efectele sunt comparabile cu cele ale unui insecticid de sinteză, a unui piretroid de sinteză. Haideți să vorbim un pic despre pomicultură. Am văzut că și acolo ați ales o înălțime pentru pomii dumneavoastră. Care este cea optimă? Diferă ce fel de plantație avem la ora actuală. Deci nu este eficientă o plantație clasică. Numai. Deci plantațiile intensive sau superintensive. Cireșul, vișinul, caisul, piersicul, nu pot fi realizate plantații super intensive, adică cu densitate peste 1000 de pomi la hectar, pentru că nu permit condițiile climaterice. Deci dacă nu există radiații, nu există suma gradelor de temperatură, aceste plantații, neprimind lumină, căldură, nu-și coc ramurile de rod sau chiar ramurile principale, și datorită acestei neacumulării a sumilor de grade de temperatură care se ducă la coacere, la maturizarea lemnului, duce la înghețuri, la pierderea lor. De asta eu am venit prin studiile pe care le-am făcut în decursul anilor, încât înălțimea trunchiului la prun, ați văzut, prunul este cu producție de 40 tone la hectar, înălțimea trunchiului este 40-60 cm. Numai înalt. Și în același timp să facă recoltarea ușoară, tăieri, lucrările, pentru că în pomicultură se fac lucrări manuale, nu se fac lucrări mecanice, doar întreținerea solului și aplicarea tratamentelor fitosanitare. Restul lucrărilor se fac manual. Plus de asta s-a apropiat, pomul este apropiat de suprafața solului, încât și radiațiile solului sunt mai mari și coacerea se face iarăși uniformă. Deci există o corelație între înălțimea trunchiului. Dacă ne-am dus cu trunchiul mai sus, toate lucrările sunt îngreunate, ramurile nu se dezvoltă, adică dezvoltarea biologică al trecerii ramurilor din faza de ramuri vegetative, ramuri de rod, este un proces fiziologic extraordinar de important și de fără acest lucru nu realizez producție. Și de asta eu am studiat această înălțime și ați văzut ce v-am arătat în plantații, în general la noi și cireșul și prunul, toate speciile și chiar mărul l-am coborât la 40 cm trunchiul. În așa fel încât și ramurile, ați văzut, dacă producția este mare, ramurile s-au arcuit și au venit până la nivelul solului încât nu s-au distrus ramurile. Corect. Da. Dacă era mai înalt, s-a distrus deja. Da. Deci de asta aceasta este foarte importantă. Iar în același timp, la măr, funcție de portaltoii care sunt mărul mare sau avem o plantație super intensivă în care tot așa trunchiul trebuie să fie la 25-30 cm, adică primele ramuri de rod să fie cât mai aproape de sol.
încât și producția, principala producție este până la 3 sferturi din înălțimea coroanei. Celelalte fructe care sunt pe vârf, în general, ori bate vântul, cad jos, sunt suportate, suportă intemperiile mai greu, mai ales, vedeți că acum clima este cu totul alta. Clima, avem o altă climă, deci cine nu, eu am 60 de ani de muncă în domeniu și am crescut odată cu pomicultura, cu tehnica și tehnologia în pomicultură și în vânzare și în producție și în tot. Consider că noi trebuie să găsim distanța optimă de sol în așa fel încât curenții, atât cei de reci cât și ceilalți medii, să fie în înălțimea optimă de creștere. Care sunt principalele probleme? Pentru că, iată, se vorbește foarte mult de mană. Pentru pomicul, în ce ați, de-a lungul timpului, care vi s-a părut cea mai provocatoare și mai greu de stăpânit? Bineînțeles, la vița de vie, mana este cel mai greu de stăpânit și făinarea. Dar toate, niciuna nu are secrete, ci este momentele, deci biologia. Cunoscând biologia acestei ciuperci, vei face combateri sigură. Dacă nu cunoști biologia ei, biologia în comparație cu biologia pomului sau viții de vie, noi trebuie să venim să aplicăm tratamente, noi trebuie să reducem numărul tratamente. Trebuie să venim cu substanță care să aibă efect sigur de combatere a bolii sau de stoparea ei în faza de incipientă. Niciun tratament nu este curativ. Chiar dacă ai scăpat mana sau la pomi, cel mai periculos la măr este rapănul și făinarea, dar făinarea, zice, în condiții, depinde soiuri care au rezistență mai mare, mai mică, dar cel mai periculos este rapănul. Iar la cireș și vișine este cocomicesul. Cocomices hemalis, care este o boală devastatoare. Dacă au căzut frunzele la pom, nu mai realizez producții. Sau la prun, m-a întrebat chiar cineva cum combatem noi euritroma și haplocampas, două vespi care hotărătoare în ceea ce privește realizarea sigură a producției. Eu, toți oamenii cu care lucrez, toți specialiștii cu care lucrez, eu un singur lucru le spun. Pomul odată înflorește, o singură dată pe an rodește și o singură dată recoltăm. Deci dacă noi această singură dată nu știm să o realizăm în condițiile normale și perfecte, nu putem să realizăm producții. Iar în ceea ce vezi, că astăzi a fost într-adevăr un simpozion extraordinar, mai ales este acest pas spre natură, naturevul. Deci urmărește ca noi pe parcurs să îndepărtăm aplicarea acestor tratamente, în tratamente 12-14 la măr, 7-8 la cireș, la prun, ar trebui să ajungi la 3-4 tratamente. Și deci trebuie neapărat să folosim produse naturale în combatere. Deci care sunt produsele? Cupru, sulfu, sunt produsele care, prin combinațiile lor, combat ciupercile. Însuși presa a prezentat că la noi, eu știu cine, vor să vândă cupru în România. Eu consider că cupru este cea mai mare bogăție națională. Cupru, sulfu, pentru că el intră în compoziția tuturor medicamentelor, aproape foarte multe medicamente care combat ciupercile și bacteriile sunt combătute de cupru, de ionii de cupru. Și în medicina umană sunt foarte multe medicamente, pentru că te doare gâtul dacă nu se produce pe bază de cupru. Și plus cupru este un aliaj, se poate folosi aliate, sau în industria, în primul rând, industria pentru pesticide și medicamente. Este produsul de bază a acestei industrie. Iar sulful? Iar sulful la fel. Sulful, deci cu sulf combat în general făinările. La vița de vie, la pomi, la tot. Și sulful în combinație cu cupru dă naștere la produși complexi care nu au sistemie, ci au efect curativ. Deci combatere imediată și fără drept de apel în ceea ce privește apariția bolii. Dacă le un bijuterie de aur nu avem fiecare dintre noi, nu cred că putem trăi fără acestea. Astea sunt baza existenței. Sarea, cupru, sulfu și alte elemente, bineînțeles. Dar noi le avem, România le are și asta e o bogăție fantastică pentru noi. Viitoarea agricultură, care se vorbește de ea, agricultura ecologică, se bazează pe aceste produse. Și deja sunt firme în România care produc, de exemplu,
nu ar trebui să facă reclamă, dar este Mateo la Onești, care produce diferite forme de industrializare a sulfului și a cuprului, în așa fel încât să aplică tratamente la ora actuală pe sute de hectare și mii de hectare de grâu și cereale. Deci de asta eu consider că la ora actuală este momentul, sau poate în momentul care l-a declanșat și această întâlnire cu domnul Ienoiu, și politica care o face reală, așa încât eu sper la o nouă agricultură, la o agricultură cu adevărat naturală. Eu am spus la început că horticultura, nu că eu sunt pasionat, eu am fost pasionat de copil de horticultură. Horticultura este complexă, este o medicină. Deci poți să o compar cu medicina umană, poți fi medicina care se ocupă de creșterea animalelor, tot o medicină este. Și care, deci în această meserie se încheagă cunoașterea de chimie, de biologie, de calculatoare, trebuie să fii as în calculatoare, trebuie să ai o informare permanentă de industrializare a produselor care le folosești pentru combatere, după aia industrializare, producerea, obținerea și industrializarea fructelor, legumelor, strugurilor. Am să vă pun o întrebare scurtă. Există produs ieftin și bun? Teoretic, da. Practic, ieftin din punctul nostru de vedere este atunci când ai un produs care rezolvă ce are de rezolvat. Dacă vorbim despre preț, nu există produs care să fie cât mai aproape de complex, cât să rezolve cât mai multe lucruri și să fie foarte ieftin. Că nu se poate. Dați-mi un exemplu. Păi, astăzi, pe bază de clor. Astăzi sunt foarte multe îngrășăminte, spre exemplu foliare, dar care conțin clor. Fermierul nu știe că dacă folosește un îngrășământ foliar cu clor, deja a sensibilizat foarte tare planta la arsurile solare. Și dacă ai o plantă sensibilizată la arsurile solare, apoi niciun tratament de combatere a bolilor și dăunătorilor nu-și mai face efectul. Și atunci, ce preferi? Un produs care nu are clor, dar care este mai scump, pentru că de obicei componentele care intră în fabricarea unui produs fără clor sunt mai scumpe ele în sine și atunci și produsul final este mai scump, dar care face o treabă mai bună, sau mergi și te minți, dând un produs cu câțiva lei mai puțin pe hectar, dar care de fapt nu ți asigură nimic din ceea ce aștepți, ci e doar o tristă amăgire. We'll be right back.